Bună ziua tuturor! Vă salutăm de aici, de la Europe Cafe. Astăzi avem o ediție specială a EU Debates Online Cafe, o ediție dedicată erei digitale și inovațiilor și care este sprijinul Uniunii Europene pentru actualizarea educației, afacerilor și serviciilor publice electronice. Astăzi suntem aici împreună cu mai mulți colegi, oaspeți, invitați pentru a discuta domeniul digital, care sunt provocările, care sunt oportunitățile acestui domeniu pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova și cum sprijinul Uniunii Europene ne ajută în acest sens. Eu sunt Iulian Groza, din cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene și, de regulă, evenimentele în EU Debates Cafe le avem pe diferite subiecte de actualitate. Cum vă spuneam, astăzi este o ediție specială dedicată și Zilei Europei în Republica Moldova. Este o ediție organizată în parteneriat cu Fundația Hans Seidel în Republica Moldova, de obicei partenerul Institutului pentru Politici și Reforme Europene în aceste evenimente, dar avem, cum vă spuneam, și mai mulți parteneri. Astăzi este Europe Cafe, proiectul de vizibilitate a Uniunii Europene și ediția noastră face parte din programul Zilelor Europei în orășel online european. Încă o dată vă salut pe toți și acum vreau să invit oaspeții noștri să vină cu o prezentare, cu un scurt mesaj de salut și vreau să începem dezbaterea noastră, discuția noastră cu ambasadorul Franței, Pascal Le Dionf, ambasadorul Franței în Republica Moldova. Domnule ambasador, vreau să vă invit să ne spuneți care sunt provocările erii digitale și în ce măsură Franța, Uniunea Europeană poate să sprijine acest efort în Republica Moldova și împreună cu Republica Moldova. Domnule ambasador, vă invit. Monsieur le directeur exécutif de l'IPRE, cher Iulian Groza, chers collègues, mesdames et messieurs, bună ziua tuturor. C'est un vrai plaisir et un honneur pour moi d'être en ligne aujourd'hui avec vous. Dans ce débat organisé par l'Institut politique et réformes européennes dans le cadre des journées de l'Europe 2021 sur la nouvelle ère digitale et les innovations. Merci beaucoup de m'y avoir invité. Le numérique façonne déjà notre présent, déterminera sans doute en grande partie notre futur. Le numérique, c'est une des plus spectaculaires innovations de l'humanité, une transformation profonde de nos économies, de nos sociétés et de nos habitudes de vie. Le numérique continue de nous ouvrir de nouveaux horizons, c'est une véritable révolution. Pour contribuer au débat aujourd'hui, je souhaiterais évoquer trois points. D'abord, rappeler en effet de mon point de vue, quelles sont les opportunités et les défis que représente le secteur du numérique et la technologie du numérique. Ensuite, ce que font la France et l'Union européenne dans ce secteur. Et enfin, vous montrer que le numérique est bien présent dans la relation, en particulier entre la France et la République de Moldavie. D'abord, donc, premier point, comme toute révolution technologique, je crois, dans le passé, la révolution du numérique offre de nouvelles opportunités, mais elle pose aussi des défis qu'il nous faut relever. La révolution numérique peut être bénéfique d'abord pour toutes les entreprises et dans tous les secteurs. Elle génère des économies de temps et d'argent, elle est donc source de gains de productivité. Elle permet de brasser un volume considérable de données, d'augmenter nos capacités de calcul et d'être de plus en plus rapide et réactif dans nos décisions. Les produits fabriqués peuvent être personalizate la un nivel care era încă imposibil câțiva ani în urmă. Anumitizarea, digitalizarea, de la fel ca și automatizarea și robotizarea, modelează venitul în domeniul muncii. Datorită platformelor online, de fapt, consumatorii dispun de o alegere extinsă și au acces la bunuri și servicii de mai bună calitate, la prețuri mai avantajoase și au la dispoziție noi
modalități de comunicare și un acces mai ușor la informații și la cunoștințe, la cultură, finalmente. În același timp, tot ce este digital aduce și anumite provocări. În primul rând, este vorba de utilizarea penală, criminală, care trebuie să fie combătută. De asemenea, sunt aceste puteri care au creat un teren de influență, de manipulare și de destabilizare la nivel internațional. Este o amenințare pentru securitatea țărilor europene și pentru vitalitatea democrațiilor noastre. O altă provocare este lansată de atitudinea anumitor platforme care au obținut cu timpul o putere fără precedent, fără a-și asuma responsabilitatea respectivă. În plan fiscal, social, etic și pentru protecția libertăților individuale. Aceste provocări sunt globale și astfel răspunsul sau reacția noastră trebuie să fie colectivă, conjugată și care respecte valorile pe care le împărtășim toți împreună în cadrul țărilor noastre și în cadrul multilateral. Ca și în revoluțiile tehnologice din trecut, trebuie să facem față, să utilizăm tot ce este digital, să facem utilizare bună și să limităm riscurile. În ianuarie 2022, Franța își va asuma pentru a 13-a oară în istorie președinție semestrială a Consiliului UE. Europa pentru noi este, în primul rând, un proiect de suveranitate care permite să se adaptăm la vicisitățile secolului 21. Suveranitatea numerică face parte și ea din aceasta. Suveranitatea numerică necesită o economie digitală puternică care se articulează pe doi piloni principali, sectorul identificat ca digital și numele digitalizarea economiei. Europa are nevoie de o veritabilă ambiție din acest punct de vedere și Franța va continua să propună ca UE să finanțeze cercetări și inovații necesare pentru a stăpâni tehnologiile digitale, cum ar fi inteligența artificială, cibersecuritatea, supercalculatoarele, programarea algoritmică. Toate aceste tehnologii vor fi indispensabile pentru a gestiona mai bine orașele inteligente și obiectele conectate la viitor. În Franța, președintele Macron a lansat un ambițios program de dezvoltare a digitalului pentru a consolida suveranitatea noastră digitală la nivel național și în structurile europene. Guvernul francez a alocat 7 miliarde de euro pentru sectorul național digital și pentru start-up-uri în cadrul planului de relansare anunțat în septembrie 2020 și finanțat în parțial de Uniunea Europeană. Datorită acestor ajutoare, Franța dorește să încurajeze crearea start-up-urilor și a noilor locuri de muncă în sectorul digital. Tranziția digitală este de asemenea în centrul planului de relansare și noului cadru financiar plurianual al UE pentru 7 ani următori. Aceste instrumente financiare prevăd că fiecare plan național al statelor membre să conțină 20% din cheltuieli digitale. Politica europeană de coeziune pentru perioada 2021-2027 va trebui de asemenea să ajute regiunile europene să-și realizeze tranziția numerică. Dar trebuie de asemenea să gestionăm riscurile digitale. Confruntată cu aceste noi provocări și acest nou spațiu de conflictualitate, Franța va consolida cibersecuritatea în Europa, fiind una din prioritățile președinției sale în 2022 în domeniul protecției și securității europene. Pentru Franța, UE trebuie de asemenea să definească un cadru de reglementare pentru a nu mai face ca legea celui mai puternic să predomine. Proiectul de piață unică digitală trebuie să ne permite să fixăm regulile care vor proteja libertățile și secretele la care avem dreptul fiecare din noi, să protejăm datele economice și întreprinderile și să creăm condiții de piață loială. Sistemele fiscale trebuie să fie revizuite
pentru a taxa valorile create acolo unde este creată această valoare. Trebuie de asemenea să protejăm drepturile de autor. Astfel, deci, la nivel concret, politicile de susținere a sectorului digital trebuie să fie însoțite de un cadru regulatoriu pentru a atenua riscurile și provocările din domeniul digital. Trebuie în același timp să asigurăm protecția datelor personale, securitatea online, lupta împotriva proliferării conținuturilor piratate, teroriste sau pedofile, să luptăm împotriva știrilor false și dezinformări. În Franța există multe inițiative legislative care permit să luptăm împotriva acestor abuzuri. Este vorba de proiectul de lege privind reglementarea și protecția accesului la operele culturale în era digitală. Legea AVIA împotriva conținuturilor cu ură, proiectul de lege care respectă principiile care Republicii împotriva site-urilor oglindă care preiau conținuturi ilicite. Uniunea Europeană lucrează spre elaborării unui cadru de reglementare eficient. În domeniul protecției vieții private a aprobat regulamentul general privind protecția datelor. În lupta împotriva conținuturilor teroriste online există două legi majore. Este vorba de legea privind piețele digitale și legea privind serviciile digitale care a fost prezentate în decembrie 2020 de către Comisia Europeană pentru a reglementa serviciile și piețele digitale și pentru a consolida lupta împotriva conținuturilor ilicite și prejudiciabile. UE lucrează de asemenea pentru a revizui directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor de informare, numită directiva NIS. Această directivă va fixa cadrul de reglementare menit să amelioreze nivelul de securitate a Uniunii și capacitățile cibernetice a statelor membre. Aplicarea acestea este esențială pentru că noi să putem aborda mai pașnic viitorul. Franța va deschide calea pentru că Europa să se echipeze cât mai rapid posibil de aceste instrumente majore de suveranitate, menite să asigure un internet liber, uver, deschis și sigur. Pentru că avem responsabilitatea să asigurăm securitatea și libertățile cetățenilor în era digitală. Este o ambiție pe care o avem împreună cu partenerii europeni și aceste echilibre asupra care lucrăm ca să le asigurăm între inovație și reglementare, între protecție a persoanei și protecția datelor, între piață și cetățenie, trebuie acum să le menținem pentru a asigura o matrice a mondializării digitale mai bine, mai umane. Iată deci luptele care ne așteaptă și trebuie să creăm mijloacele pentru a le duce. Deci digitalul este un viitor comun pentru Franța și pentru Moldova. Tehnologiile și mizele digitale sunt în centrul cooperării franco-moldovenești de la având în vedere prezența economică franceză în Moldova. În plan economic, în primul rând, deci sunt convins că sectorul digital este un sector al viitorului strategic pentru Moldova. Întreprinderile franceze contribuie deja în mare măsură. Orange, Pentalog, Smartgetu sunt întreprinderi franceze care deja marchează sectorul digital în Moldova. Orange, de exemplu, care este cel mai mare operator de telefonie mobilă din țară și care oferă de asemenea servicii de acces la internet de foarte înalt debit, prin fibră și 4G, a decis să testeze tehnologia sa 4G în Moldova înainte de a-și extinde ansamblul ofertelor sale în lume. Adică încrederea pe care această întreprindere o acordă Moldovei, populației și tineretului sale care este foarte adaptat la digital. Orange va rămâne prezent în Moldova cu oferte integrate pentru utilizatori în telefonie fixă și mobilă și cu 5G. Întreprinderile franceze și europene din domeniul digital găsesc în Moldova o resursă umană tânără, bine instruită și talentată. Provocarea pentru autoritățile moldovenești este de a păstra și de a valoriza această forță în serviciul viitorului țării.
Acțiunile de cooperare pe care le dezvoltă ambasada Franței în Moldova integrează de asemenea și interesele sau mizele digitale. Iată două exemple recente. În 2019, ambasada Franței a finanțat ateliere de instruire pentru profesorii moldoveni de la nivel preuniversitar în domeniul securității online a copiilor. Acest proces a fost realizat în colaborare cu Direcția de Protecție Judiciară a Tinerilor din Paris și Inspectoratul Național de Probațiune din Moldova. Acesta a permis ca zeci de profesori să fie sensibilizați la riscurile pe care le au copiii navigând pe internet și de a preveni mai bine riscurile la care sunt expuși. Al doilea exemplu este că în acest an ambasada de Franței va implementa un proiect de luptă împotriva știrilor false și dezinformării. Media în Democrație este o asociație franceză care este pionieră în acest domeniu și ea va asigura toamna viitoare o instruire teoretică și practică care va avea loc la Chișinău și respectiv la Strasburg pentru în jur de 10 jurnaliști moldoveni și acest proiect este susținut atât de Comisia Europeană cât și de Consiliul Europei. Le spun tuturor sărbătoare frumoasă a Europei, vă felicit cu această ocazie. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador, pentru acest mesaj de început. Ați menționat la multe proiecte pe care le susține și Franța și Uniunea Europeană pentru a ajuta o mai bună înțelegere în tot ce înseamnă digitalizare în Republica Moldova. Acum vreau să-l invit pe Timotei Șoș, care este șef adjunct al misiunii Sloveniei în Republica Moldova, cu sediul la București. Domnul Șoș, aveți cuvântul. De la Slovenia, în Republica de Moldovii. Mr. Șoș, vă să avea la parole. Thank you. Thank you very much. I'm very happy to participate in this cafe debate about mă bucur foarte mult să particip la această dezbatere, cafe de dezbatere, Europe Cafe, dedicat zilelor Europei. Aș vrea să vorbesc despre perspectiva Sloveniei cu referire la tranziția digitală. Din perspectiva Moldovei și, cum ziceam, noi ne bucurăm să contribuim la această dezbatere. Ambasada noastră din București a fost acreditată și pentru Republica Moldova doar o lună în urmă ca colegii să acoperim și Moldova, de aceea noi ne bucurăm foarte mult să fim activi și noi din partea noastră, dar aș vrea să abordez perspectiva digitalizării din perspectiva lumii în care noi trăim, care este destul de turbulentă și este relativ ambiguă și digitalizarea este parte sau face parte a dezvoltării sociale generale, dar deseori, atunci când avem astfel de discuții, discuțiile de fapt se axează pe dezvoltarea tehnologică. De ce dezvoltarea tehnologică se va întâmpla în orice caz și este, noi credem că este important să vedem cum va merge dezvoltarea umană mână în mână cu dezvoltarea tehnologică, cu accent pe revoluția digitală, dacă doriți. Și iată de ce noi ne bucurăm să vedem că învățământul a devenit un cuvânt cheie în discuțiile de astăzi și aș vrea să spun câteva următoarele cuvinte la acest subiect. Pentru ca noi să asigurăm digitalizarea și acest lucru va afecta viața noastră și va contribui nu doar la dezvoltarea sustenabilă, dar în general la bunăstarea tuturor din Europa, inclusiv Republica Moldova. Dacă punem accent pe educație și pe aspectul și introducem aspectul de dezvoltare umană în digitalizare, aceasta este o parte destul de importantă a procesului și nu e vorba doar despre discutarea schimbărilor din curriculum, dar trebuie să ne gândim și la educație în general, să ne gândim la cadrele didactice, cum le echipăm, cum îi ajutăm să înțeleagă mai bine și cum să obțină niște abilități
abilități mai bune în noua era digitală care se apropie, care vine. Și având în vedere și îmbătrânirea populației, trebuie să luăm în calcul modul în care putem să oferim servicii, nu doar în formă digitală, dar și modalități și diferite opțiuni ale pentru diferite părți ale societății ca ei să aibă abilități, astfel încât aceste persoane să poată să folosească serviciile digitale. Economia digitală, da, poate fi sporită prin noi locuri de muncă, printr-un mediu de business mai bun, prin susținerea inovațiilor, prin susținerea companiilor, noilor companii inovaționale și printr-un nivel mai mare de cooperare, dar totodată avem nevoie de acest aspect social al serviciilor sociale și acest lucru este important. Pe parcursul președinției Sloveniei în cadrul Uniunii Europene, care urmează să înceapă în iulie, noi ne vom axa pe implementarea planului de redresare și dar axându-ne pe aceste lucruri, noi vom face și negocierile pentru legislația corespunzătoare propus de legea serviciilor digitale și legea pieței digitale și aceste negocieri vor fi foarte importante ca să ne axăm pe etica unei dezvoltări mai largi, cum am menționat. Și este o schimbare de 360 de grade care poate să asigure în continuare o reziliență mai bună a societăților noastre, axându-ne mai mult pe provocările cu care se confruntă practic toate societățile noastre. Și parțial vreau să mai menționez câteva subiecte ca un teaser pentru discuțiile de astăzi și după aceste discuțiile care vor urma după aceste remarci de introducere, cum putem să conectăm inovațiile, educația, dar și mobilitatea persoanelor în diverse experiențe, astfel încât să avem o încredere mai bună în știință și digitalizarea, de fapt, de regulă, se întâmplă foarte repede. Poate să contribuie, dar poate să deschidă niște chestiuni noi, niște tendințe noi și poate să afecteze nivelul de încredere din diferite părțile societății. Și acest lucru, această întrebare va fi importantă pentru noi, să ne axăm pe ea atunci când vom discuta dezvoltarea digitală și cum, de fapt, putem să lucrăm pentru societățile noastre, ca nu doar să aducem cele mai noi tehnologii, dar să le și folosim pentru beneficiul suprem a fiecărei persoane. Vreau să fiu cât de succint posibil ca să permit să aibă timp toți vorbitorii, dar probabil este un punct așa introductiv, punct de pornire a discuțiilor de astăzi. Mersi mult! Mulțumesc mult, domnul Șoș. Acum vreau să-l invit pe Benjamin Bobe, care este reprezentantul regional al Fundației Hans Seidel în Republica Moldova, Ucraina și România. Fundația Hans Seidel este un partener durabil al Institutului pentru Politici Europene, organizarea mai multor activități care țin de abilitarea tinerilor, dar și în promovarea tinerilor, dar și în promovarea dezbaterilor cu privire la tematica europeană. Și iată, astăzi avem această dezbatere pe care o organizăm inclusiv datorită sprijinului pe care îl avem din partea Fundației Hans Seidel. Domnul Bobe, aveți cuvântul. Ladies and gentlemen, dear ambassador, și domnilor, domnule ambasador, domnul Șoș, domnul Iulian Groza, stimați experți, studenți, profesori, colegi. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră la această conferință, noua era digitală și inovație. Este o plăcere pentru mine să vorbesc să mă adresez dumneavoastră din Kiev. Am fost numit recent director al Fundației Hans Seidel pentru Ucraina, România și Moldova. Am fost în Colombia, Venezuela anterior și aștept cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră aici în Republica Moldova ca partener și la aceste chestiuni importante
în cadrul acestui cooperare strategice cu IPRE. În cadrul acestui subiect, noi cu toții ne dăm seama foarte bine că cea mai valoroasă resursă este resursa umană. Și cu educație, și cu tehnologii, și inovațiile tehnologice trebuie să fie duse în continuare împreună cu cetățenii, cot la cot cu oamenii. Să creăm încredere prin a arăta oportunitățile și beneficiile reciproce. Acest lucru este un lucru important, un lucru cheie. Pandemia COVID-19... într-un context complet negativ, practic ne-a dus mai aproape de pe noi toți, mai aproape de digitalizare și am văzut tehnologii noi, cum ar fi în domeniul roboticii, inteligenței artificiale, tehnologiile în calculatoare, biotehnologii, adică lucruri pe internet, industrializare digitală, tipărirea în 3D, vehicule completamente autonome, adică vedem beneficiile acestor tehnologii, dar pe de altă parte trebuie să le echilibrăm pentru factorul uman și interesul public. Chestiunile legate de confidențialitate, lipsă de încredere, securitate chiar, îngrijorările legate de securitate trebuie soluționate. Și asupra sectorului privat, dar și la nivelul sectorului public. Politicile publice, politicile economice, consecințele sociale trebuie să fie echilibrate. Iată de ce astăzi discutăm aceste chestiuni importante legate de digitalizare și inovație. Încă o dată aș vrea să mulțumesc colegilor de la IPRE pentru invitație. Aștept cu nerăbdare să ne întâlnim în persoană când va fi posibil acest lucru. Și succes în cadrul acestui eveniment important. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Bobe, pentru prezentare. Și acum trecem la sesiunea de discuție, sesiunea de dezbatere. Și avem un grup de vorbitori, distinși colegi, specialiști pe domeniul digital, atât pe dimensiunea de afaceri, cât și pe dimensiunea de educație. Și vreau să începem dezbaterea noastră cu doamna Ana Cherița, care este director proiecte strategice de la ATIC. ATIC este unul dintre partenerii delegației europene de implementare a unui proiect nou, Startup for Kahul. Ana, vreau să te invit să pornești această discuție cu o prezentare. Te rog mult. Ana. Microfonul. Unmute. Bună. Te rog să-mi confirm dacă se vede prezentarea astăzi. Confirmă ceva cineva din regie? Acum și în câteva clipe va apărea și prezentarea. Da, este. Te rog, Ana. Mersi foarte mult. Stimate excelențe, ambasadorul Lebeuf, stimate ambasador al Sloveniei, stimați colegi, Iulian, este o onoare și o plăcere să fim astăzi aici să prezentăm o viziune din partea sectorului privat și ceea ce facem noi, aliniat cu anumite obiective pe partea de transformare digitală și totuși întotdeauna începem de ce avem și încotro mergem. Să începem cu ceea ce avem la moment. În primul rând, câteva cifre despre sectorul IT din Republica Moldova. Nu sunt cele mai actuale cifre, încă așteptăm cifrele din partea Biroului Național al Statisticii, pe care ar trebui până la finele lunii mai-iunie să le primim. Și totuși sunt niște cifre interesante. În ziua de astăzi, sectorul IT, sau de exemplu în 2019, era de circa 380-390 de milioane de dolari, dintre care 284 de milioane, dacă vorbim doar de sectorul IT, erau servicii de export. În ultimii 3 ani, practic, această cifră s-a dublat de fiecare dată și așteptăm aceste creșteri și în anul 2020, respectiv fiind cumva sigur că chiar dacă a fost un an pandemic, sectorul IT a reușit să se manifeste excelent în orice caz. Ce avem și cu ce ne putem mândri? Sunt câțiva factori cheie care au fost menționați și de antevorbitorii noștri. Deci este vorba de accesul la servicii sau la rețele, accesul la servicii digitale,
capacitatea de a produce și de a avea forță umană înalt calificată. Ori astăzi, în Republica Moldova, sunt circa 30.000 de specialiști IT și comunicații, circa 15.000 de specialiști în domeniul IT numai. Dacă vorbim de 10 ani în urmă, era o cifră mult, mult mai mică. Și avem peste, practic, 60-70% de case sau gospodării conectate la internet, ceea ce este un indicator bun. Dar aici nu vorbim și despre viteza pe care o avem, respectiv este o chestie pe care trebuie să o îmbunătățim. Pe partea de capital uman, sunt niște factori sau niște figuri importante. Nu am să mă refer, doar vorbim despre acei 14.000 în 2018, 15.000 în 2019. Sperăm mult ca aceste cifre să crească. Și totuși Moldova este încă competitivă la nivel regional, încă, dar avem mult de lucru. Avem mult de lucru pe partea ce ține de ce pregătim, cum pregătim și încotro pregătim. S-a vorbit despre posibilitatea sau mobilitatea acelor specialiști, despre mobilitatea programelor, despre schimbul de experiențe. Este un lucru important și totuși pentru ca să creăm forță de muncă, deci la moment Moldova este cam între nivelul 1 și 2 din ceea ce vedeți pe slide, între basic skills și working skills. Targetul nostru este să ajungem la partea de world class specialist, acolo unde productivitatea de la alea 20.000 de dolari, de exemplu, per persoană, per an, ar ajunge la minim 45-50.000 de dolari de persoană per an ca produs al acelor specialiști. Dacă vorbim de partea inovațională sau de acele componente de antreprenoriat, în Moldova există anumite inițiative și există și un număr de echipe, de exemplu, sau startup-uri. Sunt circa între 60 de startup-uri active acum și unele dintre ele au reușit să atragă și investiții în ultimii ani. Totodată, nu avem acces la fonduri venture clasice care există în întreaga Europa și avem doar o rețea de business angel. Câteva programe de incubare, iar acest lucru trebuie să crească. Deci, care ar fi următorii pași? Atunci când vorbim despre transformare digitală, s-a menționat extrem de bine, sunt câțiva piloni. Și aici este vorba de conținut și servicii digitale, unde cetățenii au acces la acele servicii în format sau online. Este vorba de acele servicii de e-health, care, apropo, motoul anul acesta am observat că este împreună mai puternici împreună, deci partea de sănătate este extrem de importantă, iar în pandemie am observat că serviciile e-health au avut un boom, de fapt, inclusiv în spațiul european. Este vorba despre serviciile electronice publice, instrumente financiare, unde ajungem la o incluziune financiară overall și avem diferite instrumente și mecanisme de utilizare atât a plăților online cât și a metodelor alternative de plăți overall și evident că vorbim și despre acea identificare remotă care sper că Victor o va menționa cumva și el. După care evident că avem nevoie de rețele, acces peste tot, dar și asigurarea securității în spațiu cibernetic, acolo unde putem fi siguri că orice facem și unde ne aflăm este cumva securizat. Pentru noi, ca unele dintre cele mai mari eforturi pe care le depunem în domeniul IT, este partea de investiții în capital uman. Voi arăta și câteva slide-uri de ce facem, dar acest lucru trebuie să continuă pentru că vorbim și de digital skills și de tech skills și de elemente de antreprenoriat care, de fapt, vin să facă diferența overall. Și, evident, acea parte de better business environment, innovative businesses, acolo unde avem e-commerce, e-export, susținerea startup-urilor tehnologice și așa mai departe, unde inovația digitală se simte la ea acasă. De ce zicem chestia asta și cum se pliază ea cu toate obiectivele europene? Este extrem de interesant dacă ne uităm pe strategiile, pe documentele de politici ale Uniunii Europene. De fapt, sunt anumite targeturi supuse pentru următorii 7-10 ani și acele elemente de care am menționat anterior sunt parte componentă a strategiilor europene de transformare digitală.
Ori în acordul de asociere și în alte documente pe care le urmărim, observăm foarte bine că Moldova are un viitor în acest sens și că ar fi bine să mergem în această direcție, unde atingem acel digital single market, unde observăm că 80% din populație au basic digital skills, unde infrastructurile sunt convergente și sunt recunoscute și serviciile la fel. Și acum, ce facem noi pe partea de Startup City Cahul? Un proiect de practic 6,8 milioane de euro, început în septembrie 2020, finanțat din Uniunea Europeană și prin Guvernul Suediei. Vorbim despre trei aspecte cumva legate cu acea strategie, deci dezvoltarea unui centru de excelență în regiunea Cahul, dezvoltarea educației STEM sau acelor digital skills și dezvoltarea premiselor pentru antreprenoriat tehnologic prin elemente de seed funding. Vorbim despre minim 2000 de metri pătrați pe care îi vom crea în Cahul ca parte de dezvoltare economică și vorbim de acele minim 200 de școli conectate la câteva inițiative care vin să transforme sau să aducă acea inovație în domeniul educațional. Totodată, foarte curând vom lansa și componenta de antreprenoriat pentru startup-uri. Unele programe deja sunt lansate. De ce facem noi acest lucru și de ce este important acest lucru? 90% sau chiar 95% din sectorul IT este concentrat în Chișinău. Iar pentru a atinge sau a valorifica și resursele care sunt în afară, este important ca să depunem anumite eforturi pentru incluziunea acestor regiuni. Ori Cahul fiind determinată una dintre regiunile cheie și de prioritate pentru delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Noi vrem ca salariile în această regiune să crească cu minim 15% în următorii 3 ani, minim 5% din totalul sectorului IT să fie produs acolo și ca profilul de atractivitate al acestei regiuni să crească. Niște imagini cum credem că va fi. Și evident pe partea de antreprenoriat, deci câteva programe care se vor lansa, este vorba de integrarea tinerilor, este vorba de susținerea în digitalizarea IMM-urilor și a sectoarelor care sunt cumva specifice regiunii Cahul, fie că este logistică, fie că este turism, fie că este servicii publice și evident încercarea de a accelera anumite programe. În vara anului 2021, aceste programe deja vor fi disponibile pentru această regiune și pentru a contribui la acea transformare digitală. Pe partea de educație, vorbim despre un program major care vine să conecteze și școli de pretutindeni. La moment sunt 234 de școli din Republica Moldova și vin să predea acele profesii ale viitorului, care cumva de fiecare dată apar în grila de necesități. Ele sunt racordate cu necesitățile sectorului privat. Aici vorbim nu doar despre digital skills overall, vorbim despre programare, despre web design, despre inteligență artificială, despre programare web, despre securitate informațională incipientă din școli, despre antreprenoriat, despre inteligența emoțională. Deci o combinație între creativitate, soft skills și partea de tehnologie. Totodată nu ne oprim doar aici. Mai avem și acele minimum 10 digital labs care vor fi create în regiunea Cahul. Overall vor fi 20 create în Republică, care presupun că, s-a menționat, pandemia a invocat că nu toți au acces la acele echipamente care par absolut simple și necesare în procesul educațional. Mai mult ca atât, nici profesorii din școli nu au acces la aceste instrumente și programele pe care le propunem, de fapt, echipează profesorii și cu laptopuri și cu tablete și cu table interactive, cu acele elemente care sau device-uri pentru a crea aplicații mobile, de exemplu, care nu pot fi doar niște simulatoare online și e nevoie să le ai in-house pentru ca să poți să studiezi acele profesii ale viitorului. Respectiv, sunt peste 590 de profesori care vor trece aceste cursuri și care primesc mentorat săptămânal din partea unei echipe de mentor. Este o platformă online, deci iarăși este digital content și cu partea aplicativă. Recent, aș vrea să zic că au fost inclusiv și o competiție pe partea de design grafic. Am avut 30 de școli, 67 de echipe care au participat.
avem tineri dotați și avem tineri foarte talentați. Este de datoria noastră să-i susținem. Iar pentru mai multe evenimente, mai multe detalii, peste o săptămână, pe 17 mai, vom avea un eveniment dedicat a tuturor aspectelor ce țin de transformare digitală, business, inovații, educație, în regiunea Cahul. So join us. Mersi foarte mult. Și evident, puteți ne urmăriți pe pagina startupcitycahul.md sau pe pagina de Facebook. Mulțumesc, Iulian, you have the floor. Mulțumesc foarte mult, Ana, pentru această prezentare. Foarte interesante proiecte noi și chiar mă bucur că mergem la nivel local, mergem în regiuni. Și, de fapt, asta este și unul dintre obiective ale Uniunii Europene în Republica Moldova. Despre aceste și alte proiecte ale Uniunii Europene puteți să le găsiți pe site-ul eu4moldova.eu, eu4moldova. Aici veți vedea toate informațiile, toate proiectele pe care le realizează Uniunea Europeană în Republica Moldova în toată țara. Acum vreau să merg la Mariana. Mariana, mersi mult că ai acceptat să fii alături de mine astăzi în acest format hibrid al dezbaterilor UDBets Cafe. Ana s-a referit un pic la aspectul afacerilor. Știu că Asociația Businessului European în Republica Moldova are mai multe inițiative, mai multe idei pentru digitalizarea afacerilor în Republica Moldova. Te rog să ne spui câteva din obiectivele și așteptările pe care le are Asociația în Republica Moldova. Bună ziua tuturor, excelențe, stimați colegi, dragă Iulian, mulțumesc în primul rând pentru invitația la această discuție foarte interesantă, foarte actuală. Mai întâi aș vrea să menționez că nu în zadar atestăm o cifră de 25% creștere cotă din PIB în anul 2020, într-un an de pandemie, atunci când toată ramura economică a fost la pământ, iar tot ce înseamnă servicii digitale și deci tot de ce a trebuit la cetre a trebuit să se conformeze mediul privat, de fapt, a izbucnit. Atunci când vorbim despre digitalizare, de fapt, vorbim deja despre un imperativ, vorbim despre un must-have, nu mai vorbim și nu ne mai referim la o oportunitate, ne referim la o necesitate stringentă, un imperativ care va permite companiilor să rămână competitive, să își poată crește vânzările, să poată ajunge la clienți în timp real și până la urmă să rămână pe piață. Este foarte important să distingem două momente pe care încă lumea le confundă. Este vorba de digitizare și este vorba de digitalizare. Și de fapt sunt două principii interconexe, pentru că digitalizarea ia ca bază ceea ce este digitizat în cadrul companiei. Prin digitizare avem în vedere automatizarea proceselor, excluderea hârtiei din sistemul operațional. Ori digitalizarea deja înseamnă investiții în tot felul de procese de business care stau la baza unei companii. De ce mă refer la toate astea? Pentru că totul implică o investiție, totul implică o reinginerie totală și o reinventare pe alocuri a modalității de desfășurare a afacerilor. Deci, agentul economic, de fapt, se pomenește într-o nouă realitate, unde este absolut constrâns, dacă vreți, să vină cu niște abordări foarte creative în modalitatea în care își desfășoară afacerea, indiferent că este producerea, prestator de servicii sau este în lumea de, nu știu, deci prestarea serviciilor online sau altor tipuri de servicii. Deci noi vorbim de o reinginerie totală a modelului de dezvoltare a afacerilor. Deci suntem într-o nouă realitate și la care suntem obligați să ne conformăm. Ceea ce vreau să menționez că atunci când vorbim totuși de sectorul privat, până ajunge la partea de politici cu ceea ce ne ocupăm și cu business climate, de fapt, am atestat o acomodare destul de rapidă a unor companii, inclusiv cu fonduri europene, dar și cu propria inițiativă a companiilor de a implementa inclusiv vânzări online, de a trece la comerțul electronic, de a-și securiza un pic procesele pe interior, deși în Republica Moldova lucrurile acestea se întâmplă un pic mai lent. Aș vrea să menționez un imperativ care ține de B2G. Deci cu noi este astăzi și domnul Victor Guzun, care cu siguranță vă da exemplul Estoniei, care este un model în acest sens, pentru că dacă nu există o interoperabilitate asigurată dintre mediul privat
în colaborarea acestuia cu mediul public, noi nu putem vorbi despre o digitalizare calitativă. Pentru a eficientiza timpul angajatorului, pentru a asigura reportarea financiară, fiscală, statistică, statul la fel trebuie să considere această prioritate un imperativ adevărat. Și dincolo de ajustarea și implementarea sistemelor noi care vor permite aceste raportări online și o relaționare perfectă B2G, în paralel trebuie să asigure, desigur, un sistem care să protejeze datele, să asigure împotriva crimelor cibernetice și un mediu sigur în care această interoperabilitate poate să aibă loc și să se desfășoare cu succes. La nivel de companii, un termen nou care apare în contextul marketingului digital, promovării digitale, a produselor, a serviciilor, comerțul electronic, de altfel toate care derivă din acordul de asociere și în sensul acesta Moldova are obligativitate de a se conforma mai mult decât o dorință. Este și partea de data analytics. Și dacă tot vorbeam despre concurență, companiile sunt deja în pragul unor noi decizii, unor noi investiții, care înseamnă investiții în oameni, investiții în sisteme, care să le permită să analizeze datele cu care operează, astfel încât să-și poată remodela vânzările, canaliza diferit deja accentul spre client și așa mai departe. Deci apar noi metode și noi procese odată cu aceste investiții în sisteme, investiții în oameni, investiții în noi și tehnologizări, retehnologizări de procese. Nu știu, ca să nu vorbesc într-un limbaj atât de sofisticat, aș vrea să dau un exemplu frumos a unor agenți economici din Ștefan Vodă, care a reușit, de exemplu, să retehnologizeze procesul de cultivare a solului, astfel încât, nu știu, același tractor sau aceste dispozitive sunt gestionate prin satelit. Pur și simplu vreau să spun că Moldova se poate atunci când există dorință, ca să dau și niște exemple din realitate. De altfel, ca să ajungem la partea de B2G și să o completez și cu partea de politici. Din păcate, la acest capitol Moldova este încă reticentă și cu disperare cumva menționăm faptul că încă nu ne putem considera un stat în care există un sistem de siguranță cibernetică. Din păcate avem încă două legi care deja degrabă au 2 ani și jumătate în Parlament și țin de protecția datelor cu caracter personal. Din păcate încă nu putem vorbi despre un comerț electronic așa cum acesta funcționează în Uniunea Europeană, pentru că din păcate semnătura europeană încă nu este recunoscută în Republica Moldova și aceasta este un impediment foarte serios în vederea, dacă vreți, comerțului internațional. Din păcate, încă nu putem vorbi despre un sistem securizat sau suficient de funcțional pe filiera de e-know your customer atunci când vorbim despre sistemul financiar, bancar, care de fapt este artera unei companii. Deci toate acestea încă sunt în necesitatea de a fi îmbunătățite, de a fi adresate cu un pic de alertă, pentru că nu doar că rămânem în urmă, dar toate acestea sunt niște blocaje pentru a dezvolta business-ul, dacă tot am pornit de la premiza unei ere digitale, a unui imperativ. Deci nu mai putem aștepta. Nu în ultimul rând aș vrea să mă refer la partea de educație. Și Ana a vorbit foarte frumos de ceea ce fac colegii de la TIC în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană. Chiar vreau să felicit pentru că această regionalizare și susținerea companiilor regionale este la fel o necesitate imperativă. Ori atunci când vorbim despre educație, este absolut fantastic să educă copilașii la școală, să educă femei în afaceri. Este la fel de important să ne educăm clienții. Este la fel de important să ne educăm cetățenii în vederea folosirii serviciilor financiare, în vederea aplicării semnăturii mobile. Deci, ceea ce vreau să spun este că afacerile își extind diapazonul de suport nu doar pentru angajații săi și investiții nu doar pentru angajații săi, dar investiții în educarea clienților săi, dacă vorbim despre o fidelizare acestora. Deci, tot ce înseamnă educație în domeniul și în epoca digitală înseamnă, într-adevăr, un complex
de suport, de servicii care merge dincolo de abordarea clasică a procesului educației. Unii mai pui că există și știință și în cazul dat, dacă vorbim despre R&D, este un domeniu extrem de important, pentru că vedem cum evoluează medicina, cum evoluează ingineria medicală, ori toate acestea deja de mult au călcat pe bragul automatizării, digitalizării și care, într-adevăr, creează oportunități pentru viitor. Toate acestea presupun investiții, nu doar din partea mediului privat. Eu cred că deci, în paralel cu această investiție pentru care se angajează agentul economic, el este el trebuie să se afle într-o siguranță din partea statului. Pentru că acest garant și această încredere pe care o poate da statul prin politici propice, prin încredere de sisteme informaționale la nivel de stat, prin aceleași B2G la care m-am referit, și prin acea infrastructură, interoperabilitate, etc., la nivel național și la nivel regional, deci mergem paralel ca o obligativitate, ca o garanție în paralel cu ce vine sectorul privat. Să sperăm că Moldova va ține pasul acestor transformări, pentru că transformările au loc nu doar la nivel de infrastructură, la nivel de mentalitate, și vom putea să facem și noi parte dintr-un proces de integrare europeană, inclusiv prin filiera digitală, care de fapt este viitorul. Mulțumim tuturor și sincere felicitări cu Ziua Europei, care de fapt este calea noastră de viitor. Succes și multă sănătate tuturor! Mulțumesc mult, Mariana, pentru întrebarea ta, care completează ce a vorbit Ana, evident. Acum vreau să mergem la Vitalie. Vitalie Șanu, apropo, privesc eu, este unul dintre partenerii noștri media în organizarea dezbaterului U-Debates Cafe și astăzi este alături de noi și mersi mult, pentru că datorită acestui sprijin putem să fim mai aproape de fiecare din voi. Vitalie Șanu este fondator Evisoft, fondator privesc eu și mai nou fondator VoteMeUp, o nouă soluție pentru a promova participarea democratică în Republica Moldova. Vitalie, știu că Artur se află acum în Danemarca la o conferință importantă unde prezintă acest nou produs, VoteMeUp, dar te rog să ne vorbești mai mult despre cât de importante sunt inovațiile și în această nouă eră digitală și cum ai reușit împreună cu partenerii, colegii tăi, să dezvolți produse noi despre care, de care noi astăzi ne bucurăm fiecare. Te rog, Vitalie. Salut, Ilian! Mulțumesc pentru invitație. Salut tuturor! Eu o să încerc să vă prezint o perspectivă a unui antreprenor care încearcă să trăiască pe baza inovațiilor. Și asta am deprins-o de mic copil, când prima dată am văzut calculatorul și am crezut că asta e viitorul și într-adevăr s-a diferit că asta e viitorul și practic toată cariera mea mi-am concentrat-o ca să trăiesc într-o lume de viitor, ca mai apoi să o aduc cumva tuturor în Moldova. Eu acum, în ziua de azi, am tangență cu patru domenii de bază în Moldova și internațional. Prima este mass media, a doua învățământul, inteligența artificială și demtech-ul. O să încerc pe rând, pe fiecare, să vă lămuresc cam ce făcut Moldova în domeniile acestea și unde lumea pleacă. Să luăm prima cu mass media. În mass media eu sunt prin 94. Prima dată cred că am început să lucrez la unii scriitorilor și să fac ziare, apoi la Litera și cu ajutorul inteligenței artificiale practic culegeam câte o carte pe zi, Optical Character Recognition. Și asta a fost prima inovație adusă în Moldova și practic care au pus bazele națiunii noastre, care este acum, când a trecut taman recent, a trecut de la caracterele chirilice la cele latine. Și dacă poate nu era inovațiile astea, nu era puțin altfel să vorbim acum, că era să citim că chirilic. Și asta a făcut procesul foarte ieftin și rapid. Practic o carte pe zi, un singur om făcea și datorită la editura Litera, care importa cărți din România, adică din Uniunea Europeană acum, noi moldovenii citim caracterele latine. Mai departe, mass media a trecut printr-o revoluție, se numește desktop publishing. Și atunci, practic, s-a democratizat
și au apărut foarte multe ziare mici, locale, care foarte ieftin puteau să tipărească noutățile. Din păcate, peste câțiva ani au apărut internetul, care le-a dat cumva peste cap toate business modelele care existau atunci și mai nou au venit rețelele sociale peste ele. Rețelele sociale au dat peste cap întreaga mass media, nu doar din Moldova, ci din lume. Și acum, cumva, Uniunea Europeană și Statele Unite încearcă să rezolve chestia asta, cumva motivând ca rețelele sociale, cele mai mari, Facebook, Twitter, Google, de exemplu, să filtreze informația și mai nou se apucă să ceară de la ei bani pentru că public, de exemplu, Australia a încercat să, de la Facebook și de la Google să scoată bani pentru că publică noutăți. Și acum, din câte înțelegeți, se închide o nouă etapă în domeniul mass media, care până acum se numește mass media, pentru că câțiva oameni propagau puțin informații la mulți oameni. Epoca asta se numește Gutenberg și eu a pornit când s-a pornit primul print și acum se închide, în care practic mass media trebuie să treacă de la mass la colaborare cu cititorii. Și noi deja anul acesta vedem un nou trend în internet în care se numește creation economy, în care scriitorii, cântăreții, cei care fac artă sunt răsplătiți direct de către consumator, nu mai există intermediarul ăsta de platforme și publishere, așa, și cei care publicitate. Cam asta suntem în domeniul mass media și, din câte înțelegeți, eu încerc să inovez prin privesc eu, foarte multe trucuri acolo puteți să le vedeți cu face recognition, de exemplu, în care permite să faci skip până la fața care vorbește. Ascult eu mai nou, am făcut o metodă nouă de a audio, de a un fel de radio show, hai să spunem așa, care este deja în App Store, dar încă nu, lumea încă nu știe de ea. Dar, mă rog, cred că în viitor o să știe. Da, Victor deja a încercat. A doilea domeniu în care sunt implicat, salut Ani Chiriță, care peste noapte practic m-au făcut să fac un site învăț.online în care eu și Demș programam și ea, Beata, făcea curicula pentru fiecare clasă, în care noi am, ideea de bază era ca copiii să intre pe un site în care este manual propriu-zis și fiecare temă este asignat un video în care lămurește acea temă. Și acest site, spre surprinderea mea, o prins la trafic și acum peste 3.000 de oameni, 3.000 de copii vin pe zi și învață de pe el. Acum, mai departe, următorul pas care vreau să-l fac, să integrez cu inteligența artificială în care tu, practic, intri la fizică și întrebi orice, absolut orice, orice teoremă și inteligența artificială ți-o rămânește în română pe înțelesul tău. Pentru că, o să vă lămuresc mai departe, am acces la cel mai puternic AI din lume și acum experimentez cu el cum se poate de integrat cu învățământul. O altă soluție poate fi să-l permit profesorilor să facă ore particulare prin site-ul ăsta. O să vedem. Mai departe, inovațiile continuă și în domeniul învățământului și sunt sigur că datorită COVID-ului, practic, noi am făcut un pas foarte mare în domeniul învățământului. Și, practic, hai să spunem așa, copiii foarte mult, chiar și profesorii vor învăța și vor preda online. Mai mult ca atât, eu și cu întreaga familie sunt implicat în acest proces, pentru că soția mea e implicată la Clasa Viitorului, care tot e sponsorizat de Uniunea Europeană și UK și Ambasada Statelor Unite, pentru a educa și aduce tools-urile digitale la profesori. Și practic au instruit sute de profesori din Republica Moldova. Următorul domeniu în care sunt implicat de foarte mulți ani, din 2000, practic am făcut primul spam filtru pe inteligența artificială, care acum, da, toți suntem, au uitat de problema asta, că Google ne filtrează toate spamurile noastre și nu mai avem așa problemă, dar sunt oameni care peste 20 de ani cumpără acest produs spambuli pe baza inteligenței artificiale, un fel de plugin pentru Outlook care elimină spamurile. Și acest domeniu
abia acum, el de 40 ceva de ani, chiar mai mult, 60 de ani, lumea încearcă să inoveze în machine learning, eu sunt mai corect să numește, dacă să nu fim chiar jurnaliști, da? Încearcă și abia în 2012 s-a făcut un breakthrough în domeniul acesta, când practic AI-ul a început să fie folosit pe cartele grafice pentru a accelera învățatul. Și companii întregi ca Nvidia și-au refăcut întregul business ca să dezvolte acest domeniu. Eu practic mi-am pierdut 3 ani din viață ca să învăț zi de zi inteligența artificială și să experimentez cu foarte multe proiecte din acest domeniu și unele deja le știți, ca diacritice.ai, altele pe privesc eu, sunt pentru companii străine, am făcut creierașa, hai să spunem așa, care scanează tot internetul. Moldova foarte mult poate să profite pe acest domeniu, pentru că noi nu avem capacitatea de a aduna atâtea date, însă alte țări, Uniunea Europeană are mai multe date, de exemplu, nu știu, radiografia la mii de oameni cu diferite boli în care pot fi învățat de creieraș. Din păcate, aici pot să-mi permit puțin să-i critic Uniunea Europeană că din cauza GDPR-ului cumva strică toată accelerația asta cu inteligența artificială și mai acum se încearcă să mai fac și în colegii care să reglementeze inteligența artificială. Și nu știu cât de bună va fi legea asta, dar în China, spre regret, nu știu, spre regret sau nu, este foarte mult pus accent pe inteligența artificială. Practic, acum colectează foarte multe date, pentru că inteligența artificială practic e un comunism în domeniul informațional, așa spun așa, pentru că toți dau ceau și înapoi primești ce îți trebuie. Și asta e foarte bine, se îmbedează în filozofia chinei, hai să spunem așa. Și sper pe viitorul european să facă o lege bună și să permită accelerația inteligenței artificiale și pe teritoriul Uniunii Europene. Să nu lăsăm doar la discreția Statelor Unite și a Chinei ca să dezvolte acest domeniu. Și ultimul domeniu în care eu sunt implicat de vreo 14 ani, am făcut un algoritm care permite în cel mai democratic metodă să fie ales. Și noi am început la un algoritm simplu, dar când a început COVID-ul, practic multe organizații ne-au rugat pe noi să facem și o metodă clasică de alegeri, în care poți face alegeri, așa, general assembly, alegeri generale, da? În care se adună o mână de oameni și trebuie să aleagă ceva. Și Universitatea Tehnică a fost primul care a testat, a doilea test a fost EBA, mulțumesc Mariani, chiar dacă nu a mers acolo foarte smooth, nou ne-a dat foarte multe informații cum să optimizăm și cum să mergem mai departe și poate datorită asta Artur azi prezintă soluțiile la nivel mondial ce avem noi. Mai departe, IT Park și Tequilul, Aticul folosește soluțiile astea pentru a vota la board. Și practic asta a democratizat foarte mult. Și dacă noi încercăm prin Demtech să ajungem de la bottom top, da? Victor, cred că mai departe o să vă povestească cum top-down încearcă să schimbi legislația pentru ca statul să-și permită să folosească aceleași tehnologii pentru a optimiza și a face mai ieftin alegerile, să nu umblăm fiecare dată la schimbatul bugetului când ne ajung bani pentru alegeri. Cam asta ce am vrut să spun și vreau să mai mulțumesc și pentru organizația, de exemplu, la Parlamentul Tinerilor, organizației Fundației Hans Seidel, care a sponsorizat Parlamentul Tinerilor, care tot a făcut primele alegeri prin VoteMeUp. E-voting, dacă Parlamentul real nu-și permite, măcar cel tânăr încearcă să experimenteze. Ca concluzie vreau să spun că acum pentru țările mici este o epocă de aur în domeniul inovației. Pentru că noi, practic, nu dăm nimic la lume, dar putem să luăm absolut orice inovații gratuit. Tot e open source, datele sunt publice și îți trebuie doar câțiva oameni și o idee bună ca să dai înapoi lumii și să iei plus valoare la tine în țară pentru ideile care le faci tu. Mulțumesc pentru...
Mersi mult, Vitali, pentru tot ce faci tu cu colegii tăi, cu partenerii tăi. Mersi pentru inovații și mersi pentru tot. Îți doresc mult succes în continuare și sper și eu ca toate produsele pe care le dezvoltați în echipă să fie cât mai populare și la nivel global. Și, într-adevăr, îi dorim succes lui Artur, care se află acum în Danemarca pentru a prezenta această soluție la conferința dedicată democrației. Acum vreau să mergem la nivel local, la Strașeni, și vreau să-l invit pe Sergiu Candraman, care e profesor de mecanotronică de la Colegiul de Inginerie din Strășeni. Sergiu, vreau să te invit să ne spui mai multe despre o perspectivă a profesorilor în instituțiile noastre de învățământ. Care sunt provocările, care sunt oportunitățile, ce faceți voi, ce faci tu pentru ca să promovați educația, inovațiile în instituțiile de învățământ. Sergiu, te rog. Bună ziua! În primul rând, vorbim pe domeniul mecatronicii. Mecatronica este un domeniu relativ nou, dar e un domeniu care cumva acoperă tot ce s-a vorbit până acum. De ce? De digitalizare, de implementarea strategiilor pentru ridicarea competitivității companiilor. Și noi, eu la moment sunt manager în domeniul de educație, cercetare și dezvoltare în cadrul zonei economice liberi Bălți. Și la necesitatea rezidenților din cadrul zonei economice liberi Bălți au fost creat colegi de inginerie cu scopul de a corela cumva oferta forței de muncă și necesitățile, cerințe operaționale ale IMM-urilor și chiar a companiilor transnaționale. Și spunând astea acum, vreau să încerc să fac o analiză, așa, să zicem așa, un tur virtual a ce am reușit noi la colegiu și ce facem noi la colegiu. Deci, Colegiul de Inginerie este, în linii mari, unica instituție de învățământ din țară cu stil dual german. Ce înseamnă asta? 50% din studii studenții sunt prezenți într-adevăr în clasele din cadrul colegiului și 50% din ore sunt prezenți la reprezentanții sau partenerii colegiului. Adică dacă studentul este orientat spre a cunoaște o mașină unealtă sau pentru a cunoaște o linie automatizată de producere, la partenerul X merge nemijlocit să studieze cum funcționează, de ce funcționează așa. Dar totul se face în baza unor corelări cu compania dată. Adică la colegiu sunt o serie de laboratoare care nemijlocit predau acele abilități practice și teoretice pentru ca studentul să cunoască. Vorbind că este colegiu și nu este altă instituție de învățământ, să zicem o universitate sau o catedră a unei universități, merge mai mult pe predarea abilităților sau încercarea de a preda, de a-i da studentului unele abilități destul de practice, care se bazează pe momente evident teoretice, dar el trebuie să cunoască, studentul trebuie să cunoască niște momente care într-adevăr o să-l ajute în urma angajării. Și să fac o mică descriere ceea ce într-adevăr este. O să încep cu laboratoarele de robotică, unde este prezent un robot de la ABB, un robot în 6 axe de libertate cu un gripper care poate face ceva. El se preconizează să zicem așa, învățăm studenții pentru a face anumite mișcări cu robotul. Robotul este complet programabil. Și după acest lucru avem o linie mică automată care e pe bază de un PLC de la Siemens și permite studentului să învețe cum poate scrie un program pentru o linie automatizată. Spre exemplu, linia dată de care vorbesc este de sortare a unor discuri din
metal și plastic. După care, evident, pentru a înțelege lucrurile astea, trebuie să facem ore cu studenții pentru a înțelege cum lucrează algoritmica. Adică sunt și ore de programare. Programare, normal, în limbajul de programare C, pentru a înțelege automatizările, lucrăm cu Arduino. Și după care este următorul laborator de tehnologie avansate prin tehnologie aditivă, adică imprimante 3D. Ca să lucreze studenții cu imprimantele 3D, normal mai este nevoie și de a cunoaște domenii de proiectare în, să zicem, SolidWorks sau altceva, și colegiul are 80 de licențe de SolidWorks. Și vorbind despre astea, deja trecem la, să zicem, artileria grea. Tot în cadrul colegiului a fost creat Centrul Educațional HAS. HAS este un producător american de mașini unealtă și acolo sunt trei mașini unealtă, unii studenții, într-adevăr, nu pur și simplu pe un simulator, pe calculator, dar nemijlocit, poți să ia o piesă din metal sau să o proiecteze, să o conecteze, să știi să aleagă tipurile de scule ca să obțină varianta finală a unei idei, să zicem, chiar dacă e vorba de o piesă foarte simplă, un filet sau, să zicem, o piesă pătrată care să fie frezată și să scrie ceva pe dânsă, spre exemplu, ceva foarte simplu, a fost scris colegi de inginerie Strășeni. Normal, în cadrul studiilor sunt predate și lucruri de genul de măsurări, tipuri de măsurări, tipuri de materiale, cum se lucrează. Și aici vine un ajutor, laboratorul de lăcătușărie, care a fost, într-adevăr, în ultima perioadă, în ultima jumătate de an, a fost realizat. De ce spun, vorbesc de jumate de an? Din cauza că în linii mari colegiul de inginerie este creat, sau prima dată și-a deschis ușile în 2018. Deci suntem cumva destul de noi pe piață, dar încercăm să facem tot posibilul ca studenții, pe lângă că vin și sunt entuziasmați de ceea ce văd la colegiu, ceea ce văd în laboratoare, să-și poată găsi și un loc de muncă. Evident, avem o serie de parteneriate cu companii nu atât din Moldova cât și din Germania și preconizăm, bine, că am vorbit tot de pandemie, din cauza pandemiei nu am reușit să realizăm prima parte a proiectului de educare a studenților în Germania, dar sperăm că în a doua jumătate a anului 21 să reușim să facem lucrul acesta. Și aici vine vorba iarăși și de startup-uri. Cumva colegiul este prezent și la acest capitol. Avem un proiect pilot pentru Strășeni, unde se preconizează, adică se preconizează, chiar a fost creat un startup împreună cu Municipalitatea Strășenului și încă câteva asociații. Aici, evident, este prezent și ODIM-ul ca instituție care curează acest domeniu. Cam asta este ce am vrut să spun despre colegiu, ca să vă dați seama, ca să înțelegeți de ce vorbesc de mecatronică, și am menționat toate aceste momente: robotică, programare, mașini unealtă, pneumatică, hidraulică. Adică este un domeniu fără de care acea digitalizare sau aceste startup-uri în, să zicem, în anii 2020 nu mai sunt valabile. Și noi cumva suntem gata să predăm aceste cunoștințe care le-am trecut, pentru că, cu tot respectul pentru toți, suntem în linii mari pionieri în acest domeniu.
Mersi foarte mult, Sergiu, pentru această prezentare. Este chiar impresionant și mă bucur foarte mult că domeniul educației vocaționale, educației duale, este tot mai prezent în Republica Moldova și ajută la crearea condițiilor pentru ca tinerii, cei care își doresc să obțină niște studii calificate și în același timp să aibă o perspectivă foarte clară de angajare în aceste domenii, lucrul ăsta bucură și, într-adevăr, este de apreciat și de încurajat. Mersi foarte mult, Sergiu, încă o dată. Vreau să-l invit acum pe, dacă este cu noi, Radu Lazar, care este manager regional Endava. Endava este o companie cu renume global, o companie dezvoltată de mai mulți ani în urmă, dar foarte activă, deja cu diferite soluții IT, dar știu că Endava este implicată și în diferite proiecte de dezvoltare, de educare în Republica Moldova. Radu, te invit să ne spui mai multe despre experiența companiei și proiectele pe care le realizați în Republica Moldova. Bună ziua tuturor! Încă o dată mulțumesc pentru invitație. Deci eu, de fapt, reprezint cea mai mare companie IT de piață în Moldova cu circa peste 1000 de angajați. Și în viziunea noastră, compania Endava, unul din cel mai critici factori cheie, așa spun, pentru dezvoltarea întregului sector, atât în țară, cât și la nivel regional, dar și european, este dezvoltarea capitalului uman. Și asta e direcția în care am investit foarte mult în ultimul timp. Ca să dau niște cifre, deci parcursul la în ultimele 12 luni am organizat câteva, am organizat două programe de internship cu peste 200 de oameni implicați în aceste programe și din care am angajat majoritatea oamenilor și acest lucru îl facem de ani de zile. Și ăsta e un pas următor după inițiativa care a început acum 15 plus ani în urmă, prin care am investit din greu în cursuri specializate în cadrul universităților, inițial la Universitatea Tehnică, după care la Universitatea de Stat, acum și la Universitatea și la Academia de Studii Economice. Deci, din punctul nostru de vedere, nu ar fi posibilă dezvoltarea sectorului, dar și nemijlocita companiei Endava fără aceste investiții. Deci, pot să vă spun că de n-am fi făcut aceste investiții în capitalul uman, în studiile universitare, în programe de internship, noi nu am fi crescut la numărul de angajați care le avem la moment. Pentru că piața Moldovei este mult prea mică și, din păcate, este mult prea expusă la jucătorii din regiune, dar și din lume în general. Acest fapt a devenit mult mai evident după cursul ultimului an. Deci din momentul în care majoritatea companiilor IT din lume au văzut că se poate de lucra, da, poate nu la fel de eficient, poate nu un proiect la fel de mare, dar este posibil de lucra de acasă, la distanță, deci am început masiv să intre pe piețele de genul Moldovei, unde este o diferență destul de mare în ceea ce privește salariile și cred că Ana a arătat pe slide să vedea destul de bine diferența între salarizarea în Moldova și în Bulgaria, în România, deci țările imediat vicine, dar aceeași diferență se păstrează și față de Ucraina. Deci în condițiile anului pandemic, inflația salarială a crescut considerabil.
Și acesta este un factor care trebuie să-l luăm în vedere. Mai mult decât atât, deci acest factor de lucru la distanță a catalizat o altă situație când începe să crească și imigrația populației. Imigrația anume factorul uman implicat în IT. Deci observăm o creștere majoră și ne așteptăm imediat ce se va termina cu companiile de vaccinare și se vor liberaliza hotarele la o creștere exponențială a exodului de creier din țară. Și această situație, după mine, are nevoie de niște măsuri aparte din partea guvernului și din partea pieței, deci care trebuie să vină deja peste acțiunile care le avem în domeniul de școlarizare primară și secundară. Mersi foarte mult. Știu că poate nu pictez niște culori roz, dar după mine asta este situația. Mersi mult, Radu, pentru această prezentare. Eu chiar îmi doresc să am o dezbatere după ce am să-l invit pe Victor să facă și prezentarea sa. Vom avea mai mult de jumătate de oră pentru a avea această dezbatere în care am să vă invit și pe dumneavoastră, primul cei care ne urmăriți, să ne adresați întrebări, să adresați întrebări vorbitorilor noștri, care vă interesează, pentru ca să valorificăm această oportunitate, fiindcă mie chiar îmi face onoare să am această ocazie să avem cu noi colegi de știință implicați în acest domeniu, în domeniul viitorului, dar deja este și un domeniu al prezentului, lucru care am menționat și Mariana, domeniul digital. Îmi doresc să avem o dezbatere în sesiunea de Q&A cu privire la ce ar putea face domeniul privat, ce ar trebui să facă statul pentru ca să creăm condiții, să asigurăm o anumită circulație a persoanelor implicate în acest domeniu ca să descurajăm într-un fel sau în altul acest exod de creier la care s-a referit Radu. Victor Guzun este reprezentant LID Moldova, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, prede la Universitate din Estonia, serviciile electronice, are mai multe proiecte în Republica Moldova de colaborare cu agenția e-guvernare, cu alți colegi și noi recent am publicat un studiu despre votul alternativ în Republica Moldova, promovând soluții alternative de vot în Republica Moldova. Victor se va referi și la acest lucru la sfârșitul prezentării sale, dar Victor, vreau să te invit să ne spui o perspectivă din punctul tău de vedere. Cât de important este domeniul serviciilor publice? Ce a reușit Estonia? Ce lucruri, ce asimilări avem astăzi între Estonia și Republica Moldova și unde se află astăzi Moldova în acest domeniu? Te rog, Victor. Iulian, mersi tare mult pentru invitație. În primul rând, felicitări încă o dată cu Ziua Europei sau Zilele Europei, pentru că tema pe care o discutăm astăzi este, de fapt, una profund europeană. A fi digital în ziua de astăzi înseamnă, de fapt, o virtute europeană, dacă doriți, pentru că noi nu vorbim despre transformare digitală și tot ce înseamnă e-guvernare, drept un eveniment pur tehnic, este de fapt ceva ce este eminamente european. Asta înseamnă standarde mai bune de viață, asta înseamnă guvernare deschisă, asta înseamnă luptă cu corupție, asta înseamnă libertăți, asta înseamnă tot, de fapt. Asta este primul element. Al doilea element, ce spunea Mariana și numai ce ai spus, noi nu trebuie să digitizăm doar serviciile, noi trebuie să le digitalizăm, ceea ce este de fapt o transformare mult mai profundă, pentru că doar digitizarea serviciilor, doar trecerea într-un fel sau altul, scanarea unui document și transferarea lui în e-mail, noi de fapt birocratizăm, într-un fel, digitalizăm birocrația, dacă doriți, este de fapt o transformare sistemică care schimbă toate procesele de funcționare a tuturor domeniilor. Și Estonia, dacă tot vorbim de Estonia și experiența Estoniei, dar nu este Estonia, este de fapt în toată lumea, este că fiecare palier, dacă doriți, al vieții, fie guvernare, business, cultură, media, prima întrebare care trebuie, probabil, în perioada actuală să fie întrebată, cum noi putem să folosim soluții ICT pentru a soluționa o problemă sau alta, pentru, de fapt, a ușura
toate aceste procese. Al treilea element la care am vrut numai decât să mă refer după intervenția domnului ambasador este că până în 2020 existau foarte multe strategii, inclusiv și în Republica Moldova, și mai puțin acțiune sau mai puține activități. Și uitați-vă că acest virus a fost de fapt un element, un trigger, un enabler, dacă doriți. Și acum avem de fapt o chestie un pic inversată. Noi avem foarte multe acțiuni, dar eu cunosc un pic situația din Republica Moldova și din alte țări. Sunt foarte multe acțiuni, dar ele, într-un fel nu sunt corelate una cu alta, sau multe dintre ele nu sunt corelate. Avem multe acțiuni, avem mai puțină strategie. Și aici avem o altă problemă. Cum noi putem să corelăm toate aceste acțiuni într-o singură idee, ca de fapt să avem rezultativitatea maximă? Noi spunem foarte des aici în Estonia, unde sunt eu chiar în acest moment, că e transformarea țării, oricare țări, oricare societăți, este o chestie de fapt care ține, este un maraton, dar care trebuie să aibă sprinturi între ele. Ce înseamnă maraton? Avem 42 plus kilometri, trebuie să ajungem acolo, cumva, dar singuri ne alegem care sunt aceste, de fapt, sprinturi mici, această modalitate de a obține aceste rezultate. Și mă bucur foarte mult că Uniunea Europeană, în sfârșit, și trebuie să fiu destul de critic aici, pentru că Uniunea Europeană, în ultimii ani, de fapt, nu a arătat un clar liderism sau leadership, ownership pe această dimensiune. Acum, tot ce înseamnă transformarea digitală este, de fapt, foarte sus pe agenda Uniunii Europene, inclusiv la ultima discuție care a avut loc la Porto săptămâna trecută. Este foarte important de menționat că tehnologia sau tot ce înseamnă e-transformarea nu mai este doar tehnologie, deci nu este doar mașini, doar telefoane, calculatoare, dar în primul rând acesta este factorul uman și dacă factorul uman nu este pregătit să facă acest lucru și de aici derivă mulțime de acțiuni despre care au vorbit colegii mei, atunci toate aceste tehnologii nu ne ajută. Și s-a referit Vitalie că Parlamentul nu votează, ei au toate tehnologiile necesare, au toate echipamentele, au toate calculatoarele, au toate banii, toate resursele, dar ei nu votează pentru că, de fapt, nu există această voință, dacă doriți. Și este foarte important de menționat ce a spus Ana, foarte clar că a fi digital astăzi nu mai este o chestie de, dacă doriți, de cibernetică sau mecatronic, ce a vorbit colegul de la Strășeni. Este, de fapt, o opțiune, este de fapt o aptitudine de viață. Și vrem noi sau nu vrem, dacă nu avem sau o persoană nu are aptitudini digitale, el pur și simplu nu va fi o persoană pregătită pentru perioada în care vorbim noi acum, în care noi nu vorbim nici măcar de viitor. Este evident, companiile, societățile, business-urile care au aplicat soluția ICT au devenit mult mai profitabile, au devenit mult mai performante în această perioadă. Și eu întotdeauna spun că digital is a state is the great equalizer, pentru că, de fapt, el oferă șanse statelor mici, cum a spus Vitali, este șansa noastră acum să realizăm acest lucru. Câteva elemente foarte importante la care numai decât am vrut să mă opresc, de ce este foarte important să digitalizăm serviciile sau să căutăm unde și care servicii și care domenii le putem digitaliza, este că, de fapt, ele răspund la cele trei E-criterii, cum le numesc eu. Deci ele economisesc o mulțime de bani, resurse, timp și tot ce doriți pe fiecare domeniu pe care să vă puteți imagina, inclusiv și votul electronic despre care sper că voi vorbi, că suntem în campanie electorală. În Estonia eu am votat deja de 3 ori și asta durează 2 minute din oricare punct al lumii unde există conexiune internet, inclusiv din Republica Moldova. Am votat de 2 ori. Eficiență este că rezultatul final al serviciului și costul de administrare sau de oferire este unul foarte, de fapt, evident. Și al treilea este foarte important, este că aceste servicii de digitalizare sau de transformare sunt foarte eficace. Ele transformă, dacă doriți, societatea în care trăim noi. Pentru că dacă unele dintre ele o fac mai ușoară, în viața noastră, unele chiar salvează vieți. De exemplu, dacă vorbim de e-sănătate sau e-poliție, e-securitate, atacuri cibernetice și așa mai departe. Eu am făcut foarte pe scurt o listă destul de lungă de principii de guvernare electronică despre care tot vorbesc de câțiva ani, dar de fapt am zis că este foarte important să le numesc și aici. Și cum spunea domnul ambasador și Tim, cumva ne-a provocat. Da, într-adevăr, dacă nu există încredere în serviciile de guvernare electronică și e-transformare, probabil că și aceste servicii nu vor avea credibilitate. Pentru că dacă o instituție care este sau știm că este coruptă, sau știm că nu este performantă, va dezvolta un serviciu de guvernare electronică care știm că nu va fi implementat până la urmă, de fapt lucrurile doar se vor complica. Nu vreau să dau niște exemple exacte aici, dar totodată, dacă, de exemplu, profesorii sunt, sau managerii școlari
sunt rugați să îndeplinească un serviciu digital sau un formular digital în paralel cu toate aceste servicii pe hârtie, de fapt noi complicăm activitatea lor. Securitatea este foarte importantă. Al doilea punct este că cetățeanul, și asta este foarte important, cetățeanul trebuie să fie acea persoană sau acea entitate care ține sau deține controlul asupra datelor sale. Eu din telefonul meu în acest moment pot să văd în oricare moment dacă cineva mi-a accesat datele mele personale și puțin știu, în Republica Moldova tot există această oportunitate de a controla. Este foarte important ce a vorbit Ana, jos, sus, bottom-up, îl numesc eu, dar viceversa, bottom-up, dar este foarte important să avem aceste parteneriate publice, private, parteneriate cu societatea, pentru că dacă dezvoltăm un serviciu de guvernare electronică sau e transformăm un serviciu, în primul rând noi trebuie să consultăm care sunt acești beneficiari și să facem designul acestui serviciu sau acestui sistem electronic în asemenea mod ca el să se regăsească de fapt în beneficiarii finali și să țină cont de opinia beneficiarilor finali. Este imposibil să dezvoltăm numărul 4, este imposibil să dezvoltăm și să avem integrate și folosite masiv soluții de guvernare electronică dacă nu există această idee de programe de educație digitală și mă refer nu doar în colegii, nu doar la universități, dar mă refer din grădinițe, din școli, pentru persoanele în vârstă și aici probabil că este foarte mult de lucru în Republica Moldova. Este foarte important ce a spus toți colegii noștri că internetul de fapt este foarte important și această acoperire. Noi întotdeauna spunem că în Republica Moldova noi avem o acoperire foarte bună. De fapt, nu este chiar așa. Eu personal am testat și sunt multe regiuni, nu există o conexiune foarte bună. Noi spunem că internetul trebuie să fie un drept social, așa cum deschidem robinetul dimineața la baie și apa știm că va curge, sau mai nou acum că e primăvara, sucul acesta de mesteacă. Deci el trebuie să fie peste tot, pentru că altfel nu suntem siguri dacă noi putem să folosim toate aceste servicii. Următoarea șase este că toți cetățenii din Republica Moldova trebuie să aibă o modalitate de a se identifica digital, cu semnătură digitală și din nefericire, conform diverselor date, în Republica Moldova noi avem între 15-17% din cetățeni care au careva instrumente de autentificare digitală, fie asta card ID, fie asta prin telefon mobil sau prin cartele speciale eliberate de către SPISC. Dar, de fapt, trebuie să aibă posibilitatea fiecare persoană să le aibă și cea mai simplă modalitate este, de fapt, una dintre două. Sau incorporăm capacitatea de semnătură digitală în toate ID-urile din Republica Moldova și noi, Republica Moldova, avem deja aceste ID-uri. De ce să nu incorporăm acest lucru? Sau să dăm linie verde la tot ce înseamnă Smart ID, această modalitate de identificare electronică cu semnătură prin Smart, care lucrează deja în Estonia, Letonia, Lituania. Și știu că Agenția de Guvernare Electronică din Republica Moldova face un lobby foarte serios pentru acest lucru. Următorul lucru, 7, este că noi avem așa o predilecție în Republica Moldova să complicăm lucrurile. De fapt, ele trebuie să fie făcute, eu numesc asta keys, keep it simple and short, să fie cât mai intuitive, cât mai ușor de folosit. Once only, următorul principiu 8, este de fapt foarte important, mega important dacă doriți, pentru că, de exemplu, în Estonia și în alte țări, în Elveția, spre exemplu, dacă tu vei merge la oricare instituție, acea persoană care este la ghișeu corespunzător nu are dreptul prin lege să-ți ceară un set de informații care deja este în serviciile sau în bazele de date guvernamentale. Ei sunt obligați să extragă aceste date. Pentru că noi, de fapt, ce facem? Noi dublăm, triplăm sau de 5 ori folosim aceeași informație și există acest risc că informația care va fi acolo dată într-o bancă sau într-un minister sau un ASP, de fapt să fie într-un fel sau altul compromis la un moment dat. Alegere. Noi întotdeauna trebuie să avem posibilitatea să alegem care este serviciul, care este cel mai bun, nu să ne se impună unul, dar să avem posibilitatea să le alegem. Următorul este foarte, iarăși, important, este trebuie să înțelegem că tehnologiile nu mai sunt o problemă. Noi toți deja avem calculatoare, noi toți avem telefoane, le devin mult mai ieftine, devin mult mai performante. Problema reală este în voință politică, în liderism și, de fapt, în această comunicare dintre toți actorii. Următoarea este că noi putem să avem foarte multe baze de date. Noi putem să avem 1000 sau 10.000 de servicii, însă dacă noi nu folosim aceste date, dacă nu folosim aceste servicii, dacă noi nu utilizăm aceste schimburi de date, dacă aceste date nu sunt interconectate,
interoperabile, atunci utilitatea lor este una foarte mică și noi vom rămâne la acea, la acel nivel de, de utilitate marginală, dacă doriți, profesională. Pentru că noi, da, noi putem să eliberăm certificate de semnătură digitală, dar dacă ele se folosesc doar o dată în an, de către contabilii primăriilor, când trebuie să dea raportul lunar sau anual, atunci utilitatea lor este una marginală. Corectitudinea este acele persoane care nu au posibilitatea să le folosească, iau dreptul să învețe sau să fie învățate, sau le se propună careva mecanisme prin care aceste elemente de e-guvernare să fie folosite. Responsabilitatea este că cetățenii, noi ca societate, business-ul, academia, noi trebuie să avem această posibilitate de a responsabiliza prestatorii de servicii. Adică ideea este că noi nu trebuie să folosim ceea ce ni se propune fără a avea drept de atac într-un fel sau altul. Pentru că, de fapt, asta este problema multor servicii. Ele se creează fără a întreba societatea sau beneficiarii direcți. Ele, de fapt, sunt neperformante, nu sunt folosite și intrăm în acest cerc permanent. Trebuie să fie foarte clar că soluțiile de guvernare electronică sunt game changer. Ele schimbă o mulțime de lucruri. Pentru că unele, am spus, schimbă doar procedurile, fac mult mai rapide, alta salvează vieți. Și aici întotdeauna spun despre sistemul de e-health, ceea ce au spus și colegii noștri, pentru că dacă există o intervenție mai rapidă a unui medic, în mod special în timpurile în care trăim, aceste servicii pot salva vieți. Soluțiile de guvernare electronică, asta deja știe toată lumea, sunt exacte, lucrează 24 de ore, 7 zile în săptămână, el nu creează excepții, exclud corupția, calculatorul nu-i amită și este foarte important de înțeles că adoptarea acestor soluții de guvernare electronică, e transformare, este de fapt inevitabilă. Vrem noi sau nu vrem, lucrurile se mișcă înainte. Și cel mai bun moment de a începe este astăzi și cea mai bună modalitate este de a începe de la prima persoană. Și mai am 2-3 slide-uri aici ca să înțelegem cam unde suntem noi. De fapt, noi discutăm cam de 4, deja al 5-lea model de guvernare electronică și a transformare. Prima, în anii 90, asta s-a întâmplat, că m-a rugat Iulian să vorbesc despre Estonia. Asta este importanța, tot ce înseamnă digital. În anii 90 a avut loc în Estonia și erau aceste folosite servicii doar pentru unele entități, unele idei de business sau domenii. A doilea a fost în anii 2000, când a avut loc această conectivitate interinstituțională, unirea bazelor de date într-o singură bază de date prin X-Road, ceea ce este în Republica Moldova deja. A treia este această interoperabilitate și, ce este important, dezvoltarea serviciilor bazate pe acel bottom-up, de jos în sus, pe cerințele și necesitățile utilizatorilor finali. Și al patrulea deja este ceea ce vorbea Vitalie, pentru că acum toate serviciile care se dezvoltă noi în Estonia, dacă tot vorbim de această țară, deja ele sunt bazate pe inteligența artificială. Pentru că dacă s-a născut copilul tău în maternitate, statul deja cunoaște. Copilul s-a născut și nu mai e nevoie într-un fel sau altul să faci aplicația. Și acolo este foarte simplu, e 1-0, s-a născut sau nu s-a născut. Și sunt lucruri foarte simple. Sau diverse softuri care soluționează probleme bazate pe inteligența artificială mult mai rapid decât oamenii. De exemplu, HR. Pentru că, de fapt, soluțiile care se dezvoltă sau procurorii, acest electronic judge și așa mai departe. Noi, din nefericire, suntem undeva în această zonă, undeva între digital consciousness și interconectivitate, cu elemente din interoperabilitate și, din nefericire, noi rămânem mult în urmă. Trebuie să ne mișcăm foarte rapid. Și aici, ultimul slide, de fapt, ultimele două slide-uri, este că acest lucru, încă o dată, nu trebuie de făcut extrem de rapid, și este foarte clar că el nu se va dezvolta într-o lună sau chiar și într-un an. Și vă dau exemplu Estonia. Aici sus vedeți care este numărul populației din Estonia. Aici, pe această linie, este numărul de ID-uri care au fost eliberate în Estonia. Și aici vedem numărul de persoane care, de fapt, au folosit aceste ID-uri sau mecanisme de autentificare digitală. Și vedeți că este o problemă aici. Din 2002 până în 2007, undeva, practic, numărul cetățenilor care dețineau aceste mecanisme de utilizare a semnăturii digitale a crescut și a atins cumva întreaga populație, dar utilizarea lor era una marginală. Și, deci, unde vreau să ajung? Vreau să ajung la faptul că asta va dura, noi trebuie să fim conștienți de acest lucru și sunt necesare toate aceste elemente despre care vorbim. Educație digitală, interconectivitate, mecanisme de autentificare, once only, controlul informației de către persoană,
dar încredere de fapt este de bază și trebuie să fim gata pentru acest lucru. Da, noi putem în Republica Moldova face acest lucru și mai rapid, dar pentru asta este nevoie de fapt de o strategie mult mai clară pe care, din nefericire, în Republica Moldova noi încă nu o avem. În Estonia noi numim asta Chief Information Officer Nightmare, când de fapt faci tot, dar de fapt vezi că utilizarea serviciilor este una marginală, dar după asta, din câte vedeți, practic fiecare persoană matură, adultă din Estonia folosește în ziua de astăzi soluții de guvernare electronică, aceștia fiind de fapt copii și foarte puțin dintre maturi. Și foarte pe scurt, noi într-adevăr am făcut împreună cu IPRE un document destul de strategic, aș spune, pe tot ce înseamnă votare online. Și aici, de fapt, este aceeași situație. Noi, practic, în Moldova avem toate mecanismele tehnice, juridice, factorii umani, dorință, de fapt, din partea unor instituții de a implementa. Și este absolut clar că dacă se dorește, din punct de vedere politic, timp de un an de zile, acest proces poate fi lansat. Din nefericire, după multe, multe discuții, iarăși revenim la ideea că încă nu suntem gata, ceea de fapt este un argument fals și noi tare sperăm că în foarte scurt timp, noi împreună cu colegii din IPRE, LID și alți colegi din alte instituții, inclusiv din Parlamentul Republicii Moldova, încercăm să aducem la cunoștință societății cât mai multe elemente, pentru că de fapt tot ce înseamnă digital aduce doar beneficii și asta trebuie să înțeleagă oricine, fie el lider de partid, om de afaceri sau cetățean de rând. Mulțumesc mult și voi fi gata să răspund la oricare întrebări. Mersi mult. Mersi mult, Victor. Acum vom trece la sesiunea de dezbatere. Mai avem încă 20 de minute până la finalul acestui eveniment. Și cum ziceam, toți din dumneavoastră ați vorbit despre oportunități, despre obiective, despre cum să ridicăm ștaheta în ambiția noastră de a încerca să fim în pas cu lumea la nivelul dezvoltării IT, dezvoltării digitale. Și încă o dată vreau să, înainte de a oferi cuvânt colegilor și înainte de a adresa o întrebare pentru dumneavoastră, vreau să anunț încă o dată că suntem online, datorită privesc eu și realitatea live, care de asemenea transmite această discuție online. Dar vă invit să adresați întrebări, puteți să adresați întrebarea pe pagina de Facebook a IPRE, la secțiunea de comentarii sau pe secțiunea de chat de la privesc eu. Adresați întrebările pentru vorbitori, următoarele 20 minute vom putea să avem această interacțiune directă cu dumneavoastră. Până când colegii mă vor anunța dacă avem sau nu întrebări, aș vrea să revin la una dintre provocări care a menționat-o și Radu. Și parțial s-au referit practic fiecare din vorbitori. Cum sectorul privat, cum sectorul public, politicul, decidențe politici, ar putea acționa mult mai eficient pentru a crea oportunități de angajare în sectorul real, privat, din Republica Moldova, în special pe dimensiunea IT, în așa fel încât să descurajăm, într-un fel sau în altul, acest exod masiv despre care a atenționat și Radu în intervenția sa, a muncii calificate din Republica Moldova, celor care sunt foarte prețioși pentru ca Republica Moldova să poată să se dezvolte de o manieră durabilă. Dar nu știu, poate aș vrea să o invit pe Ana Chiriță, sectorul IT, într-un fel aici e reprezentat de tine, având în vedere că reprezinți Aticu. Care sunt soluțiile, unele din ele le-am auzit astăzi, ceea ce face și Atic, ceea ce fac colegii și Vitalie și Radu și Eba. Cum credeți că am putea să fim mai eficienți în a crea condiții de muncă pentru cei de Republica Moldova?
Iulian, mersi. Este extrem de important să analizăm mai mulți factori, în general, atunci când vorbim despre crearea oportunităților pentru specialiști înalt calificați care primesc salarii bune acasă și așa mai departe. Dacă îl vei întreba pe Radu, cred că de multe ori vă răspunde și companiile de tipul Endava, Pentalog, Orange. Deci lumea pleacă nu neapărat pentru că nu au condiții, să nu au salarii bune acasă. Deci salariul nu este neapărat un moment. Ei pleacă pentru că există acele servicii adiacente care sunt necesare pentru ca lumea să se simtă confortabil. Și aici vorbim despre acces la educație, vorbim acces la medicină, acces la servicii de tot tipul care vin să-ți ofere un trai bun, decent, confortabil în Republica Moldova. Și probabil aici nu neapărat ne referim la Chișinău. Atunci când ne uităm într-o chestie mai generală, oportunitățile, după cum am menționat, sunt 90-95% în Chișinău. Acum, deci asta ar fi un număr unu, dacă vorbim de partea de policy, ce am putea să facem. Pe de altă parte, când specialiștii cresc și ajung la componenta de seniors, foarte des noi am întâlnit așa un fel de vorbă. Deci lumea pleacă pentru că vrea proiecte mai interesante, vrea ceva diferit. Aici ar veni partea de antreprenoriat, încurajarea antreprenoriatului, ceea ce menționam vitale, încurajarea inovațiilor și, de fapt, încercarea de a le dezvolta aici acasă, pentru că în momentul în care te simți confortabil, de fapt, cu un calculator poți să te muți oriunde. Poți să stai pe malul mării, poți să stai pe vârf de munte, dacă ai acces la internet și poți să faci multe chestii. Deci există diferite aspecte care putem să le luăm în calcul. Într-adevăr, sectorul privat investește foarte mult, atât singular, cât și împreună, cât și prin eforturi diferite. Respectiv, probabil, accentul ar fi pe elementele care țin de cum lumea se simte confortabilă. De exemplu, mulți ani în urmă, când am fost prima dată în Silicon Valley, cei de acolo vorbeau că pentru ca lumea să se simtă bine, nu este suficient doar să le dai salarii mari. Apropo, sunt zone în Silicon Valley unde 120.000 de dolari pe an ești șomer sau ești la pragul sărăciei și când le zici moldovenilor că 120.000 de dolari pe an este foarte puțin, da, deci există și nivelul de viață. Dar există partea de toleranță, deci noi trebuie să fim foarte, foarte tolerant la acceptarea diferitor păreri. Este vorba de tehnologie, deci încercarea de a inova și de a învăța cât mai mult pe toate nivelele, partea tehnologică și este partea de ceea ce ține de dezvoltare în general. Adică noi trebuie să fim foarte optimiști. Eu înțeleg că scenariul Moldovei nu este unul dintre cele mai optimiste și totuși avem startup-uri care reușesc, avem companii care reușesc, avem de toate. Și eu cred că trebuie să punem accentul pe partea pozitivă, investiții în educație, susținerea antreprenoriatului tehnologic, dezvoltarea politicilor favorabile care ar permite alinierea și integrarea și crearea mai multor oportunități de creșterea business-urilor diferite pe plan regional sau european sau chiar și global. Mersi, Ana. Radu, aș vrea să te invit pe tine și poate aici poate să conecteze și Mariana. Știm foarte bine că există o concurență de destul de acerbă în regiune pentru diferite companii internaționale de a oferi servicii IT, servicii electronice, diferite oportunități. Ce ar fi trebuit să facă statul pentru ca sau face suficient statul, Republica Moldova, guvernul pentru a încuraja startup-urile, pentru a ajuta companiile în sectorul IT să facă față concurenței la nivel regional și a oferi mai multe oportunități pentru contractarea diferitor soluții la nivel internațional. Nu știu, Radu, din experiența companiei Endava, știu că este o companie globală cu diferite oficii în lume, este una dintre cele mai mari companii IT din Republica Moldova. Ce ar fi trebuit să facă statul în acest sens? Mai multe. Nu știu dacă m-am auzit.
Radu nu este. Poate, Mariana, ai putea tu să vorbești mai mult despre din contextul ăsta. Mulțumesc mult, Iulian. Bine, eu reprezint Asociația Business-ului European. De fapt, EBA Moldova este o asociație care promovează cadrul de policy, facem advocacy pentru a asigura armonizarea acquis-ului comunitar în Republica Moldova. Am menționat deja că tot ce înseamnă digitalizare, comerț electronic face parte și din acordul de asociere. Ca să fim și mai concreți, încă din anul 2020, de la momentul de la care a fost clară și evidentă situația în contextul pandemiei, deci ce ține de dezvoltare economică, Asociația Business-ului European, dar și mai multe asociații, Ana poate să confirme, a fost implicat și ATIC-ul și alte asociații, ne-am unit efortul să venim cu mai multe propuneri pentru modificarea cadrului legal, pentru a asigura și a lansa procesul acesta de digitalizare pe filiera, deci, modificărilor legale care ar stimula și ar permite deci, deblocarea, practic, a ceea ce se numește digitalizarea în Republica Moldova. Stimați colegi, suntem în mai 2021 și nici una din aceste modificări legale care au fost propuse, discutate, inclusiv implicat Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, inclusiv s-a făcut și un studiu implicând mai mulți experți care sunt exact acele modificări legislative necesare. Niciuna din acele nu a fost promovată la nivel de Parlament, chiar și Parlamentul care, bine, acum este dizolvat, înțelegem, dar până la dizolvarea acestuia. Ceea ce, de fapt, denotă că pentru Republica Moldova, în drept și de fapt, asta nu este o prioritate. Cu regret spunem lucrul acesta, pentru că business-ul geme, deci cât de imperioase sunt aceste modificări, ori colegii din business, și domnul Ieșanu, și Radu Lazar, și au vorbit despre lucrul acesta, mai mult ca atât domnul Guzun a venit cu exemple foarte concrete cum se întâmplă lucrurile în Estonia, mai mult ca atât acolo a pornit până la pandemie procesul acesta foarte activ și pandemia a găsit gata pe estonieni, practic poate unele cizelări au fost necesare. Dar în Republica Moldova, după părerea noastră, că nu neapărat întotdeauna există o voință politică. Aici e problema. Repet, chiar și în an de pandemie, toți donatorii s-au mobilizat pentru a susține Republica Moldova, inclusiv pe filiera digitalizării. Ori, fără o bază legală, unele lucruri pur și simplu nu sunt posibile. Deci, aș vrea cumva să chem pe această cale toți factorii de decizie, care, din păcate, acum, da, suntem într-o această așa criză politică, dacă aș putea să o calific așa. Criză, este oportunitate. Toată lumea va merge în campanie și va face promisiuni. Evident că domeniul ăsta ar putea să fie parte dintr-un program electoral a partidilor politice. Absolut, Iulian, pentru că exact așa am început și discursul meu. Acesta este un imperativ. Noi nu mai suntem într-o discuție de alternative. Ce este bine? Deci digitalizarea este un imperativ. Este un must-have. Și orice articole noastre citite pe plan internațional pe care le oferă internetul la moment, deci toate pur și simplu stabilesc acest proces de digitalizare și transformare ca un imperativ și a statului, care garantează niște drepturi pentru sectorul privat, dar și a sectorului privat. Este pur și simplu acest blocaj care este creat de stat pentru a nu permite anumite lucruri, unde, de exemplu, anumite autorități încearcă să țină de semnătura digitală și să nu permită recunoaștere semnăturii electronice, etc., ceea ce se întâmplă în Moldova, eu cred că pur și simplu se merge împotriva dezvoltării firești. Asta este o problemă. Mersi mult, Mariana. Aș vrea să o invit pe Vitalie să ne spună mai multe despre experiența sa de a populariza domeniul IT într-un fel sau în altul prin diferite soluții, de multe ori poate în prima etapă pentru unii credeau că nu sunt realiste, dar știu, Vitalia, că ai destulă motivație și perseverență pentru ca în timp lucrurile să fie susținute. Un subiect știu foarte bine, discutam încă câteva ani în urmă despre această idee cu Vote Me Up, iată că astăzi a reușit să fie promovată la nivel global. În acest sens, ce sfaturi ai putea să dai pentru tinerii, pentru cei implicați în soluții de dezvoltare de software, de soluții digitale, din experiența proprie, care ar fi trebuit să fie ingredientele pentru anumite produse, anumite programe care să fie promovate și care să fie popularizate?
Eu cred că cea mai bună motivație pentru orice om este succesul altora. Adică când tu vezi un succes în țara ta, încerci și tu să-l replici. De exemplu, prima aplicație care am făcut-o chiar în ziua când s-a pornit App Store-ul și a devenit foarte popular. Toți au aflat despre asta și după asta au creat o întreagă generație de developeri care fac pentru iOS și Android. Dar însăși, faptul că tu spui la oameni că asta e succes, îi motivează pe alții din urma ta să învețe și să embrace, da? să ia tehnologiile noi. Și eu, de mic copil, mă străd întotdeauna să on the edge, să fiu. Întotdeauna să fiu compas înaintea tuturor, să chiar un proiect nou care îl gândesc, după asta caut ce tehnologii de ultima oră sunt care mă ajută eu să-l realizez și chiar dacă proiectul acela dă fail, nu are succes economic, hai să spunem așa, da? Pentru că sunt foarte multe idei de ale mele, au fost prea devreme făcute. De exemplu, același Jocktastic, el a fost făcut în 2017, un fel de Clubhouse, da? Și abia acum a pornit Clubhouse-ul, a făcut trend în lumea audio. Era prea devreme ideea, pur și simplu. Sau altă idee, de exemplu, Feox, care făcea label-uri pe obiectele din publicitate de pe site-uri, abia peste 10 ani în Instagram a apărut. Și trebuie să... Este încă o regulă în domeniul startup-urilor, right thing at right time. Nu întotdeauna dacă tu faci inovații, le iei prea repede, este lumea întotdeauna vine cu câțiva ani în urmă și dacă marketul tău nu a înțeles încă ideea asta, tu trebuie să aștepți, să o pui deoparte, să mai încerci. Deci așa, WhatMap a fost făcut prima dată sub alt nume, Election Platform, în 2007 și Artur Grou a câștigat primul blogoveț, hai să spunem așa, cu platforma asta. Și abia acum, în 2019, am așteptat 12 ani până când toți oamenii să aibă telefoane mobile ca să poată să voteze. Și eu cred că cel mai bun exemplu propriu și din cauza asta cred că Moldova o să aibă un succes răsunător în lume dacă o să apară un startup unicorn, cum a apărut, de exemplu, în Estonia, da? Au fost Skype-ul, ce a fost, sau în Spotify în Europa. Deși aici eu aș critica puțin Europa și Ana Chiriță foarte bine știe topicul ăsta cu TVA-ul, că niciodată Europa nu o să treacă America în domeniul tehnologic pentru care taxa asta, în care practic compania din domeniul IT împrumută statul cu 20% din toată afacerea ei și ca la urmă să-i întoarcă înapoi banii. Mersi mult, Vitalie. Noi mai avem încă câteva minute, dar vreau să-l rog pe Victor, Victor Guzun, să-mi răspundă la o întrebare. Una dintre provocările în implementarea serviciilor electronice, digitale, este accesul la, nu știu, la device-uri, la soluții electronice. În Republica Moldova, chiar dacă avem o acoperire foarte mare de internet, numărul persoanelor care folosesc semnăturile electronice este încă comparativ mic. Ce ar putea să facă companiile private? Ce ar trebui să facă statul pentru a încuraja cetățenii și să utilizeze aceste servicii electronice, în același timp să crească încredere, să înțeleagă că, de fapt, asta este lucru de care e nevoie. Lucrul ăsta, apropo, în ultima perioadă, vedem în serviciile bancare. Tot mai mulți de noi au aplicații bancare care le folosesc pentru plăți, pentru a plăti serviciile comunale și mai departe. Dar poate, din experiența Estoniei, există și alte soluții pentru a populariza folosirea semnăturii electronice pentru a crește și numărul celor care folosesc serviciile electronice, serviciile digitale. Mulțumesc, Iulian. De fapt, eu aici continu ideea menționată de către Vitalie. Trebuie să existe acest leadership și să vedem că lucrurile sunt posibile de făcut. Și nici măcar nu trebuie de copiat exemplul estonian. De exemplu, uitați-vă ce a făcut Ucraina timp de un an de la introducerea acestei aplicații în telefon care se numește Dia Derjava EIA. De fapt, este o soluție care nu este bazată pe nimic fizic. Nici măcar nu ai SIM card specializat,
sau ID card, de fapt este o aplicație în telefon, iar în Estonia, de fapt aceasta este cea mai folosită modalitate de autentificare digitală. Deci în Republica Moldova, Agenția de Guvernare Electronică deja a pornit procedura de lansare acestei autentificări bazate pe Smart ID, cum numim noi, ea pur și simplu trebuie să fie dezvoltată. Încă o dată, Estonia s-a dezvoltat 20 de ani a luat să dezvolte niște soluții. Noi putem să facem lucrurile acestea mult mai rapid. Și exemplu, Estonia asta arată cu prisosință. Iar foarte rapid să spun despre întrebarea precedentă este că noi în Moldova noi nu avem reguli de joc clar pe acest domeniu. Noi nu știm care sunt regulile de joc pe termen lung valabile pentru stat și pentru antreprenori. Noi nu știm exact care sunt aceste reguli de parteneriat dintre stat și dintre oamenii de afaceri din domeniul ICT, pentru că trebuie să fie, de fapt, foarte bine înțeles. ICT fără stat, pentru că este nevoie de toate aceste mecanisme legale, regulatorii din partea statului și viceversa. Nici un stat cât de mega performant ar fi, el nu va avea capacitatea companiilor private de a dezvolta soluții. Doar împreună acest lucru este posibil și dau exemplu Estonia aici, în Consiliul Național de e-transformare în Estonia, care face parte 9 persoane, deci 4 sunt, de fapt, este prim-ministru, 3 miniștri, iar 5 dintre ei sunt reprezentanții afacerilor din domeniul ICT. Deci este un exemplu elocvent și, încă o dată, nu trebuie să ne orientăm că Estonia sau California sau Elveția sau Danemarca sunt, de fapt, acolo unde trebuie să mergem. Noi putem să facem o mini-revoluție în Republica Moldova, ceea ce spunea Vitalie. Noi avem nevoie de un exemplu mega exemplu de acesta de succes. Vitali spunea de Skype, dar de fapt în Estonia sunt deja 7 companii care au capitalizare pe piață mai mare de 1 miliard de euro. 7 unicorni. Și acum în Estonia este un nou trend. Noi suntem fabrică de unicorni. De fapt, asta are nevoie și Republica Moldova. Mersi foarte mult, Victor. Mersi mult tuturor colegilor care au intervenit și sperăm și noi ca domeniul digital să fie un imperativ în Republica Moldova. Cel puțin oportunități există. Există companii interesante, există agenții de guvernare care dezvoltă soluții de servicii publice, creează condiții, avem și un e-cabinet personal pe care fiecare de noi poate să-l acceseze, mcabinet.md, în care putem să vedem ce impozite am plătit, ce amenzi avem, ce contribuții la stat am făcut, unde am votat și când am votat. Toate aceste soluții deja există în Moldova și probabil că primul lucru care sperăm că se întâmple în perioada cea mai apropiată este certificatul digital de vaccinare. Toți de noi ne vaccinăm astăzi și Uniunea Europeană implementează, curând va lansa și certificatul digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene. Unele țări deja fac acest lucru. Moldova sunt sigur că poate să reușească să prindă pasul, fiindcă în așa fel vom putea să circulăm și mai liber, mai ales dacă aceste soluții digitale la nivelul Uniunii Europene, la nivelul altor țări și cele de Republica Moldova vor fi armonizate și integrate. Mersi foarte mult încă o dată tuturor. Vreau să mulțumesc panelistilor noștri, Vitalie, Victor, Ana, Mariana, Radu, pentru discursurile dumneavoastră, Sergiu, care ne-a vorbit despre cât de important este educația duală și experiența colegilor de la Strășeni, conectat la companiile germane. Vreau să mulțumesc încă o dată ambasadorului Franței pentru intervenția sa, domnului Pascal Ledeneuf, care a vorbit despre provocările, dar și oportunitățile de dezvoltare digitală împreună. Timotei Șoș, mersi foarte mult pentru că a intervenit și sigur că Benjamin Bobe, reprezentantul regional al Fundației Hans Seidel, pe această cale vreau să mulțumesc încă o dată pentru acest parteneriat și în ultimul rând vreau să mulțumesc gazdei noastre, Europe Cafe, proiectul de vizibilitate Uniunii Europene, delegații Uniunii Europene pentru a sprijini această dezbatere. Mi se pare foarte interesantă, foarte actuală pentru noi toți astăzi și am văzut că digitalizarea este în prezent, nu este doar în viitor. Mersi foarte mult încă o dată, mersi mult, privesc eu și Realitatea Live pentru că ne-au permis să difuzăm această dezbatere. Mersi mult tuturor, ori noi vom reveni în curând cu un nou subiect, cu o nouă dezbatere în format UI Debates Cafe. Fiți alături de noi, vă dorim succes, toate bune!